Bună seara, s-a încheiat și al treilea meci de verificare, unul cu destul de multe goluri. Care sunt primele concluzii? Bună seara, un nou test util, cum au fost toate din acest cantonament. În primul rând, mă bucur că nu am avut evenimente neplăcute. Aici mă refer la accidentări, e cel mai important aspect. Un adversar de nivel bun și un joc în care s-au marcat multe goluri. Din fericire, am reușit să marcăm 3 goluri, să ne mai creăm câteva situații bune de gol. Partea, să spun, negativă e că am primit și 2 goluri destul de ușoare pe niște momente de lipsă de concentrare sau neatenție, lucruri care trebuie să le eliminăm, să nu le mai repetăm. Ați întâlnit astăzi un adversar destul de puternic. Ce a mers și ce nu a mers astăzi în jocul lui FC Botoșani? Da, am întâlnit un adversar bun, un adversar puternic din punct de vedere fizic, în primul rând. În principiu lucrurile au funcționat bine. Am făcut un joc solid, băieții au făcut un efort bun, în mare parte am realizat ce ne-am propus. Într-adevăr, mai trebuie de corectat câteva aspecte pe fază defensivă, pe interpretarea jocului, dar sunt lucruri care cu siguranță în următoarele săptămâni le vom pune la punct. Spuneați în mai multe interviuri oferite până acum că nu aveți titulari și rezerve și că orice jucător din lot poate fi oricând titular dacă este bine pregătit și dacă se pretează strategiei unui anumit joc. Așa veți face și în noul sezon? Asta cu siguranță da. Nu există titular, există un grup de jucători, de 25-30 de jucători, care trebuie să se pregătească cât mai bine, trebuie să dea 100%, să fie pregătiți la ora jocurilor oficiale, absolut toți, la același nivel, tehnico-tactic, la același nivel fizic, pentru că fiecare meci are caracteristica lui. Într-adevăr, sunt jucători de bază, jucători care practic duc greul echipei în sezon, dar toți jucătorii din lot ajută la un anumit moment, la un anumit joc. Tocmai de aceea nu există titular, nu există rezerve, cum a fost și în primăvară. Absolut toți jucătorii, inclusiv capitanul de echipă Miron, a fost meciuri în care a stat pe banca de rezerve din diferite motive. Așa că avem nevoie de toată lumea, toți jucătorii sunt la fel de importanți și tocmai de aceea trebuie să se pregătească și să fie și mental, și fizic, și tehnico-tactic pregătiți 100% la începerea sezonului. Cum au fost aceste zile de cantonament? Au răspuns jucătorii așa cum v-ați așteptat la ceea ce le-ați cerut? Da, un cantonament nu e niciodată simplu. Aspectul îmbucurător e că echipa a răspuns foarte bine, băieții s-au antrenat bine, foarte bine. Încă o dată mă repet, mă bucur și sper să termine așa, fără nicio accidentare. Iar la sfârșitul cantonamentului să ajungem sănătoși acasă, cu bateriile încărcate, ușor-ușor să intrăm în linie dreaptă pentru prima etapă de campionat. Mulțumim mult pentru timpul acordat și spor în continuare la antrenamente. Mulțumesc frumos și toate cele bune!